Așa, bună seara, dragilor, și bine ne vedem la clasa 11. Așa, Andreea, clasa 11, fără geometrie, derivate, nu? Da. Am învățat așa cât de cât formulele? Da. Rătate. Te rog. Am un exercițiu ca să mă verific să văd dacă am făcut bine. Te rog. După trecerea la următorul caz nu-mi ieșea. Da. Deci cerința este așa. La primul exercițiu. Să se calculeze derivatele funcțiilor f definite pe d cu valori în R. F definite pe d cu valori în R. Precizând domeniul de definiție și domeniul de derivabilitate. Să-l precizezi tu. Da. Asta-i treaba importantă. Sigur că da. Da. Te rog. Ceea ce n-am făcut. Am făcut doar derivatele. F de x egal cu 1 supra x plus 3. F de x egal cu 1 supra x plus 3. Nu, plus 3 jos la... 1 supra x plus 3 da, la numitor. Și hai. Știam că derivata... Stop. Mai întâi pe să-l vedem. Domeniul definiție. Însă trebuie să fie diferit de 0. Adică e diferit de minus 3. Deși da. F e definită... Așa, cu asta începe. F definită pe iar... minus mulțimea formată din elementul minus 3. Cu valori în el. Deci pe D l-am găsit. Da. Acum. Știu că f derivat în punctul x, dacă este fracție, este pe exemplu ăsta. 1 derivat pe lângă x plus 3. Deci f supra g totul derivat. Da. O fracție derivată înseamnă așa. Nu știu dacă vă puteți... Da. Cu f și g sau cu u și g? Da. Înseamnă prima derivată ori cealaltă nu, minus prima nu, ori cealaltă da, supra g pătrat. G-ul e derivatul al doua. Asta da, da. Și atunci, după rețeta de derivare a unei fracții, înseamnă așa, că f derivat de x înseamnă, te rog să vorbești. 1 derivat ori x plus 3, da. Minus 1 pe lângă x plus 3 derivat. X plus 3 derivat. Totul supra x plus 3 la 2. Da. Și 1 derivat este 0. Da. Și atunci va fi... 0 orice va face 0. 0 orice va face 0. X plus 3 derivat de 1. Da. Pentru că x este mic de da. Așa. Va fi minus 1 supra x plus 3 totul la 2. Deci f derivat de x este egal cu 1 supra x plus 3. Totul la cât? La pătrat, da? Da. E minus 1 supra x plus 3. Da, minus 1 supra x plus 3. Perfect. Da. Acum, eu nu privim ca pe funcții de sin stătătoare. Are ea ceva, are pretenții în plus față de a funcția dinainte? Nu. Există, da? Există tot timpul, în afară de minus 3, pe tot da. Domeniul. Deci, f derivat, ca o funcție de sin stătătoare privită, e definită pe iar mai puțin elementul minus 3. E din nou fracție cu valori în iar. Deci domeniul de definiție coincide cu domeniul de derivabilitate. Da. Pe aceeași mulțime. N-am mai pierdut nimic. Că de regulă pierde. Nu, de regulă. Se întâmplă și cazuri când pierde niște puncte. Da. Deci mulțimea se micșorează cu 1-2 elemente la derivabilitate. Bun? Bun. F de x alte funcții, f de x egal cu 1 supra x minus 1 1 pe x minus 1 minus 1 pe x plus 1 1 pe x plus 1 f e definită pe r cu asta începe da, f definită pe r fără minus 1 și 1 r înmulțimea minus 1 și 1 cu valori în r. Algebra același numitor. Sigur că da, deși f de x arată. Va da 2 acolo, că este x plus 1 minus x minus 1, 1 2 supra... Plus 1. 2 supra x pătrat minus 1. Da. 2 supra x pătrat minus 1. Și atunci f derivat de x arată, derivăm ca o fracție și va fi... Va fi 2 derivat pe lângă x pătrat minus 1. Da. 1 minus 2 ori x pătrat minus 1 tot derivat. Supra x pătrat minus 1. La pătrat. La pătrat. Egal cu
și egal cu 2 derivat va fi 0, prima va fi 0, va fi 0 supra... Nu, minus 2 pe lângă? Păi minus 2 pe lângă, a, nu. 1 minus 1. De ce x pătrat? A, 1 minus 0. Nu, x pătrat derivat cât e? A, e 2x. 2x? 2x, da. Deci minus 2 mulțim cu 2x supra x pătrat minus 1 la pătrat. Face minus 4x supra x pătrat minus 1 la pătrat. Deci minus 4x supra x pătrat minus 1 la pătrat. Asta e derivata funcției. Despre derivată, deci atât că avem derivata, să o scrim aici, e derivat de x egal cu minus 4x supra x pătrat minus 1 la pătrat. Și putem spune că această funcție privită de sine stătătoare, el derivata asta, funcția aceasta definită pe el, fiind o fracție, în afară de mulțimea formată din minus 1 și 1, cu valori mierca, așa mi-ai spus. Da. Și domeniul de derivabilitate. Răspunsul, domeniul definiției coincide cu domeniul de derivabilitate. Altceva. Deci, 1 sub f de x egal cu 1 supra x. F de x egal cu 1 pe x. Plus 1 pe x pătrat. Plus 1 supra x pătrat. Plus 1 pe x la 3. 1 supra x la 3. Egal cu? X trebuie să fie diferit de 0. Atât. Da, f e definit pe el în afară de? 0. Se vede. Hai să o aduc la o formă. Deci amplificăm, vine x pătrat plus x plus 1, da? Deci vine x pătrat plus x plus 1 supra x la... Nu, x ori x pătrat, x la 3. Supra x la 3, atâta. Numitor cum este x la 3. Da. Păi cum spui așa? Supra x la 3. Deci f-ul e definită pe el, minus mulțimea formată de elementul 0 cu valori în f. Și f derivat de x, și face? Egal. Hai să zicem f derivat de x aici. X pătrat plus x plus 1 totul derivat ori x la 3. X pătrat plus x plus 1 ori x la 3 minus? X pătrat plus x plus 1 ori x la 3 derivat. X la 3 derivat. Supra x la 3. Supra x la 3 totul la 2. A, 6. X la 6. Și egal cu? X, 2x plus 1 plus 0, 2x plus 1. 2x plus 1 ori, x la 3. Minus x pătrat plus x plus 1 ori 3x pătrat. X pătrat plus x plus 1 ori 3x pătrat. Totul supra? X la 6. X la 6. Și egal mai departe. Continuăm. Tu x la a patra, n-am ce face. 2x la a patra plus x la a treia minus 3x la a patra minus 3x la a treia minus 3x pătrat. 3x pătrat, supra x la a șasea. Și egal cu? 2x la a patra minus 3x la a patra va fi minus x la a patra. Minus x la a patra. Minus 2x la a treia. Minus 2x la a treia. Minus 3x pătrat. X pătrat supra x la 6. Da. Și egal mai departe, de ce mai... faptul cu un pe x la 2. Pe minus x la 2. Pe minus x la 2. X la 2, pe lângă x la 2, plus 2x, plus 3. Plus 3. Da. Totul supra? Supra. X la a 6. 6. Da? Simplific x la 2 cu x la 6. Și egal cu... 3. Egal cu minus x pătrat minus 2x minus 3. Minus pe lângă. Minus pe lângă x pătrat, a. Las minus în față. Minus x pătrat plus 2x plus 3. Plus 2x plus 3. Supra x la 3. Supra x la a patra. O să împar două puteri care au acelea. Supra în bază scade exponenții. Da. Atenție că se acționează chestiile. X la 4.
Se vede că e derivat, e definit tot pe el, mai puțin elementul 0, cu valori în el. N-am niciun motiv de supărare, în afară de 0 care trebuie să stat, pentru că x-ul e la numitor. Deci funcția e definită tot pe r minus 0. Și domeniul de definiție și de derivabilitate este același. Da. Alte funcții. La exercițiul ăsta mai avem una. F de x pe calcul radical din x supra x plus 1. F de x? X trebuie să fie diferit de minus 1, atunci domeniul va fi f definit pe r. Deci f de, f de x arată radical din x supra x plus 1. Supra x plus 1, da? Da. Deci se vede că f e definită pe f mai puțin mulțimea formată din minus 1. Cu valori în f. Și în clipa asta f derivat de x arată cum? Radical din x pe lângă x plus 1 minus radical din x pe lângă x plus 1 derivat. De x plus 1 minus cât? Radical din x tot derivat. Radical din x derivat. Nu, era primul. Radical din... primul derivat, așa, ori al doilea nu. Al doilea minus... nu. Ori x plus 1 tot derivat. Supra numitorul. X plus 1 la pătrat. X plus 1 tot la pătrat. 1 supra 2 radical din x. Deci va face 1 pe 2 radical din x pe lângă x plus 1. Minus. Minus. Radical din x. Pe lângă 1. 1. Supra x plus 1 totul la? A doua. Și egal cu? Mulțim radical din x cu 2 radical din x. Da, se va face egal cu singur linie fracții. Așa. X plus 1 minus 2x supra 2 radical din x din la numitor. Da, da. Pe lângă x plus 1 la pătrat. Și egal cu? Minus 1 minus x. Sau 1 minus x, portim 1 minus x, supra 2 radical din x, pe lângă x plus 1 la pătrat. F derivat de data asta va fi definită pe cine? Deci, iată că funcția pe care am obținut-o este următoarea. Deci f derivat acesta, pentru funcția asta, arată așa, f derivat de x egal cu între 1, 1 minus x supra 2 radical din x pe lângă x plus 1 la pătrat. Și această derivată e definită, te rog să spui tu, la radical de ordin par, x trebuie să fie mai mare. Asta sper că a zis, nu, f e definită, nu-i bine pe r, uite că bine că ai atenționat. E de la 0 închis la plus infinit, din nevoie de exitare, adică din x, la 0 plus infinit, mai puțin mulțimea formată din elementul minus 1, cu valorile din r. Deci vezi, domeniul definiției de la 0 închis, inclusiv 0, are alt rost. Da. Cu valori în minus, mai puțin elementul minus 1, mai puțin elementul minus 1. Dar de ce să scape minus 1 și s-ar afla aici? E o prostie. Da. N-am ce să scape. Deci evident la 0 la plus infinit cu valori în el. Da, revenim. Domeniul definiției este f definită pe 0 plus infinit cu valori în el. Da. La derivare, ce pot să spun? Derivata are pe radicalul jos. Fracția nu există când numitorul e 0. Deci pierde pe x egal cu 0. Da. Da? Deci f e definită pe 0 deschis plus infinit cu valori în el. Iată un moment când derivata a pierdut. Da? A pierdut un element. Îl pierde pe 0 capătul de x egal cu 0. Se mișorează cu un
element. Este pentru prima dată de până acum când sesizăm că derivata există pericol. Multe rânduri s-a întâmplat să fie, nu câteva rânduri s-a întâmplat să fie așa, dar sunt și situații, spuneam, când prin derivare, noua formă care rezultă, pierde ceva în raport cu ce a fost înainte. Iată, radicalul, prin derivare, apar la numitor, nu? Și atunci numitorul nu există când fracția este, când numitorul este zero, fracția nu există. Da. Un exercițiu din 4. Așa. Cum? A făcut un exercițiu din 4 până acum? Și mai sunt unele subpuncte care le-am lăsat pentru că sunt destul de ușoare și am văzut modelul după cum se iau. Alea le mai fac de ori mai când mă duc acasă ori dimineață. N-am lăsat loc. Și nu știu-i mai. Așa. Deci, spune așa, cerința următoare. Să se rezolve ecuația f derivată în punctul x egal cu 0, precizând domeniul maxim de definiție și domeniul de derivabilitate al funcției f. Da, funcția mea, da, e bun legea. Da. Păi la... Așa. Deci e vorba de? F de x egal cu x la 4 minus 4x la 2. Da. Să se rezolve ecuația f derivată în punctul x egal cu 0. F ecuația f derivat punctul x egal cu 0. F derivat de 0, nu? Nu, așa știu, f derivat în punctul x egal cu 0. Se rezolvă ecuația. Da, deci să se rezolvă f derivat în punctul f derivat de x egal cu 0. Da. Deci, alo. Alo, da. Salut, Florin, am treabă. Vezi, nu? Deci, n-am ce să-ți fac. Deci, f derivat de x egal cu 0 trebuie să rezolvăm asta. Da? Altă dată discutăm. Andreea este prezentă și are multe întrebări. La revedere. Să precizăm domeniul maxim de definiție și domeniul de derivabilitate al funcției f. Domeniul maxim de definiție. Aici n-ai niciun motiv de supărare. Da. F e definită pe iar cu valori în iar. Da? Da. Și derivată o facem repede, deci cum arată. F derivat de x egal cu cine ea? Da. 1 minus... Nu, 3x la 3. 4x la 3 minus... 3 minus 3x pătrat. 12x pătrat. 2, da, 3, 4 ori 3, 12. 30. Minus 12x pătrat. Și acum... Scoatem x... Și noi avem... despre derivat n-ai niciun motiv de supărare. F derivat de x, f derivat este definită pe el cu valori în el, că așa era vorba, să găsești domeniul de definiție, domeniul de derivabilitate. Da. Și acum, derivata o facem, f derivat de x egal cu 0, echivalent, cu a spune că 4x la 3 minus 12x pătrat egal cu 0, echivalent cu, scoatem pe 4x pătrat. 4x pătrat pe lângă x minus 3 egal cu 0. Egal cu 0. Ce ar fi echivalent? Echivalent toată 4x pătrat egal cu 0. X pătrat egal cu 0 e imposibil. X 1, 2 egal cu 0. Și x minus 3 egal cu 0. X egal cu 3. A treia rând. Și x 3 egal cu 3, nu?
Deci, derivata asta putea să aibă trei rădăcini. Una dublă, x1 egal cu x2 egal cu 0, o dublă, și a treia variantă este 3. Deci două egale și a treia 3. Alte funcții? F de x egal cu 2x la a treia minus 15x pătrat. F de x egal cu? 2x la a treia minus 15x pătrat plus 24x plus 5. Plus 5. E fi definită, se vede că e definită pe el. Polinoame astea. Da. N-ai nicio supărare, da. Nici fracții, nu sunt nimic. N-ai nicio... Dar există tot timpul. Și f derivat de x va fi cât? Derivat de x va fi 3 ori 6x pătrat. Da, minus 10x plus minus 24. Noi 3. Deci, 3 ori 2, 6x pătrat. Minus 10x. E 15x pătrat. De ce 15? Că e așa din cerință, așa am dictat. 2x pătrat minus 15x pătrat 15. Și este 30x. Așa, că e minus 30x, corect. 30x. Minus 24, nu? Plus 24. Dar cât era? Plus 24x? Plus 24. A, așa, x. Plus 24. Așa, plus 24. Asta e derivata. Da. F derivat de x egal cu 0 înseamnă echivalent cu 6x pătrat minus 30x plus 24 egal cu 0. Da. De să împărțim la 6. Împărțim totul la 6 și avem x pătrat minus 5x plus 4 egal cu 0. X1 egal cu 1 și x2 egal cu 4. 14. Trebuie să ajungă și ne-a creat cu așa ce. Stai să vă selectez pe aici. Păi, dăm și tu ceva mai serios, așa, mă, ții cu din astea. Care se pare mai interesante? Pe aici cineva? Ce-am tăiat. Ăstea le fac eu până aici. Da. Așa. Iar asta, ia explorata cu șofa și pe asta. Imediat. Și...
așa. Deci ai avut el la IG, el pe lângă așa ceva. E un produs acolo, da? Da. Dar e plus între ele. E plus? Da, la, așa, la fracție. Așa. Va fi plus 2x plus 6. Așa. Va fi x pătrat plus 8x. X pătrat plus 8x? Minus 9. Deci, x pătrat plus 8x minus 9, da? Da. Și acum, un produs egal cu 0, f derivat de x egal cu 0, ce înseamnă? Și f derivat de x egal cu 0 înseamnă? Iată, e la x egal cu 0. Imposibil. Da. Părerea mea e la x egal cu 0. Posibil, x pătrat plus 8x. Facem tabelul. X. Ai uitat să scrii la tablă când am lucrat. Scrie un pic mai mare că... 4 minus... 6. 6 din 14. 8, nu? Da. Deci 2. 28. 28. Așa. Și radical din delta e pe radical din 6. 47. Adică 2 radical de 7. Da. Așa. Minus 8 plus minus 2 radical de 7 pe 2. Odată minus 8 minus 2 radical din 7 pe 2. Da. Și o dată minus 8 plus 2 radical din 7 pe 2. Mai simplifică printr-un 2. Da. Și va fi... Minus 4 minus radical din 7. Minus radical din 7. Da, atâta. 7. Minus 4 plus radical din 7. Dar ce, e nevoie să faci tabelul varianța semnului? Păi, sau nu? Da, acum să găsești rădăcină, să rezolvi ecuațiile. Da. Și ce sunt două valori? Rădăcina ecuației respective. Mai primul încă o dată, ai avut derivat un produs acolo, nu? Da. Prima derivat, da? 2x plus 6, da? Da. Ai spus un factor comun? Și ai avut x pătrat plus 8x minus 9, ecuația de rezolvat. O chestie banală. Da. Ține tabla repede. Да? Да.
Următoarul. Am văzut adresul și scriu. Deci le-am scris. Te zici scrii, da. Păi dacă le verifică și... Bine, hai că merg eu verific. Ba, vreau să scrieți, vreau să castrați, dar te vede scrisul. Da. Stați să văd, că asta nu mai fac eu. Așa, bun, trecem la următoarele. Deci e de X egal cu stați așa. Deci să se determine derivatele funcțiilor f și să se calculeze f derivat în punctul x0, unde x0 este specificat pentru fiecare funcție. Și avem așa. F definit pe R cu valoare în R. Da. Care are F definit pe R cu valoare în R. Așa, și F de X egal cu radical din 3 plus X pătrat plus X la 3 minus X la pătrat. Deci F de X egal cu radical din 3 plus X pătrat plus X la 3 minus X la pătrat? Da. Și X0 este minus 2. 0 egal cu minus 2 și ce-mi cer tu, e derivată în minus 2? Da. Parjezi, nu? Derivată în punctul minus 2. Da. Păi ce trebuie să facem acolo? Să derivăm și locăm pe x-ul minus 2. Da, trebuie simplu. Păi dacă așa mi-ai zis, mai ce citești doar? Da, să se determine derivatele funcțiilor f și să se calculeze f derivat în punctul x0. Hai. Dar mai întâi să facem doar f derivat, pe ce să se determine derivatele funcțiilor f. Păi da. Și apoi zice să, și să se calculeze f derivat în minus 2. În derivată, după ce obținem? Da, dacă după... Am înțeles. Așa vine? Da. Deci f derivat de x egal cu? Radical din 3. Deci radical din 3 plus x pătrat plus x la 3 minus x la 4. Totul derivat. Care face? 3x pătrat minus... După, așa. Radical din 3 totul derivat este... 0 constantă, nu? Da. Și vine 2x plus 2x la 3 minus... 3x. 3x la 2. Da, 3x la 2. Minus 4x minus la 3. La 3. Asta e derivata. Și acum mai faci bine derivat în punctul... Cât ai zis? Minus 2. Minus 2. Egal cu 2 ori minus 2. Plus 3 ori minus 2 da. La a doua, nu? Da. Și minus 4 ori minus 2 la a treia. Da. Și îmi face egal cu minus 4, hai, calculez. Minus 4 plus 6... Minus 4 3, plus 12, parcă vine. 32. Păi, e 4 ăsta. Da. Deci vine minus da. 4... Da. Plus 12. Plus 12. Minus 2 la 3 face minus 8. Minus 8 și cu minusul în față va fi plus 8. Plus 8 și va fi 20 minus 4, 16. Da, păi 4 ori 8, 32. Da. 32 vine, nu? Ce? E minus 4 da. Ori minus 8. Da. Și face 50. Nu? 50 și minus 4. 46. Nu, 50 și câte? 12 și cu 32 va fi 44, da. 44 minus 4, 40. Deci. Asta mi se pare mai... Așa. Mai avem 3 funcții aici. Ce rog? F definit pe 0 plus infinit cu valori în R. Da? F de X egal cu radical din X plus radical de ordin 3 din X da? Minus radical de ordin 4 din X da? Plus radical de ordin 5 din 5. Din 5 din X? Din 5 scrie X, dar probabil trebuie să fie din X, nu? Din X ar trebui. Poate e o greșeală, dar dacă din 5 o punem așa, ca o constantă. Adică nici 5 din 5, să lăsăm așa. Adică nici 5 din 5.
Atunci f derivat de x va fi egal cu? F derivat de x va fi egal cu radical din x, 1 supra 2 radical din x. Deci din 1 pe 2 radical din x. Plus 1 supra 3 o radical de 3 din x pătrat. Da. Minus 1 supra 4 o radical de 4 din x la 3. Da. Și ăla e plus 0. Asta e. Și în ce punct? E derivat în punctul? E derivat în punctul 1. 1. Iam cu 1 pe 2 plus 3 radical de 3 din x. Radical de 3 din 1. Din 1, pardon. Deci 1 pe 3. Da, 1 pe 3 minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Egal cu? Da. Facem calculul acela. Numitorul comun este? 12. Da. Amplificăm prima cu 6. 12. 6. 6. Plus 4. 4. Minus 3. 10 minus 3, 7 pe 12. Alte funcții? F definit pe R cu valori în R. Cu legea? Cu legea F de X egal cu minus sinus de X. F de X egal cu? Minus sinus de X plus cosinus de X minus sinus de pi pe 2 plus cosinus de pi. E derivat în punctul de x va fi minus sinus de x tot derivat cosinus de x derivat minus sinus de pi pe 2 derivat plus cosinus de pi derivat. Și da. Minus sinus de x derivat va fi minus cosinus de x. De x. Așa. Sinus de x. Apoi cosinus de x derivat este minus sinus de x. Da. Sinus de pi pe 2 derivat va fi cosinus de pi pe 2. Nu e adevărat, e constantă aceea. Ai constantă. Deci... când dă valori sunt neapărat. E sinus într-un punct. Atunci e 0. Sigur și că da. Scris. Sigur că da. Da. Așa și în punctul F derivat în pi pe 2. Minus cosinus de pi pe 2 minus sinus de pi pe 2. Diferența în punctul... Pentru că calculăm cât este cos de pi pe cosinus la 90 de grade. Sinusul la 90 de grade este 1. Iar cosinusul e 0. Deci 0 minus 1. Egal cu minus 1. Deci nu zic dacă știm valorile în pi pe 2. Și dacă îți dai seama că sunt din pi pe 2, e constante de așa. Da. Apoi f definit pe intervalul 0 deschis plus infinit cu valori în R, dat de f de x, egal cu logaritm natural din x, plus logaritm bază 3 din x, minus logaritm decimal de pi din x. X. Intervalul din x este 1 pe x. Da. Plus logaritmul bază... Logaritmul bază din x. E 1 supra x logaritm natural din a. E 1 supra... x logaritm natural din 3. Și minus? Minus... logaritmul decimal e 1 supra 10. Ori. 1 pe x? 1 pe x. E logaritmul. Deci faci 1 pe argument, 1 pe x, logaritm natural din 10. E logaritm în a, da. În bază, din a ăla, din bază. Da. Da. Și egal cu 1 pe 10, dăm un factor comun. 1 pe x, mă rog.
Unde? X pe lângă? X pe lângă 1 plus 1 pe lângă natural din 3 minus 1 pe lângă natural din 10. Asta este derivata. Da, și... Derivata a pierdut un punct aici. Da. Adică pe x egal cu 0, dar oricum nu era în 0, era 0 deschis. Era 0 deschis, da. Deci n-am niciun necaz. F derivat în punctul 2. F derivat în punctul 2. Este 1 pe 2. Pe lângă toate chestia asta. Pe 2 pe lângă 1 plus logaritmul natural din 1 pe logaritmul natural din 3. Minus 1 pe logaritmul natural din 10. Calcula aici cu logaritmul ăsta nu e afacere, că... Nu se așează, nu puteți, poți spune. Lași așa. Da. Alte funcții. Adică, de patru de ani, de patru ani așa... trei sunt. Da, gata, că aici știu. Sunt tot așa... Trebuie să spun. Altceva? Atât. Deci mă spune, ia. Păi, da... Eu mă gândeam că... Tu vine și chestii frumoase, așa. Uite, cum ar fi funcția următoare. Se dă funcția f de x. Hai să facem un exercițiu așa ca mai serios. Deci f de x egal cu modul din x fără la puterea 1 pe x minus 2. Și să studiem aici toate problemele care le-am făcut de până acum. Continuitate, derivabilitate, asimptote, tot ce trebuie la funcția asta. Da? Deci f de x egal cu modul din x fără la 1 pe x minus 2. Despre funcția asta putem spune că f e definită pe iar, nu? În afară de ce element? 2. Din ce motiv? Păi, ca să x minus 2 să existe... 1 pe x minus 2 să existe, fracția aceea de x-ul trebuie să fie divers de 2. Și acum... Hai să ne punem problema... Modul în care se comportă x și aș vrea să găsesc y. Cât mai mulți y. Dacă ar fi să-și întocmim un tabel de valori, aș pune așa. Că, iată, funcția asta, x și vin de la minus infinit la plus infinit, că în 2 nu există funcția, bară. Da? Aici aș pune de sub derivata, funcție și am să studiem. Că știm să o facem. Aici aș pune funcția f de x. Asta pe care vreau să găsesc mai multe informații. Și o să vezi, mai jos se poate pune și chiar derivata a doua. Derivata e derivate. Și acum... Agen, să aplicăm regula la derivata obținută, nu? Da. Încă o dată mai derivăm. Aceea ne dă niște informații despre funcția dată inițial. Așa cum derivata nu facem întâmplător, nu învățăm degeaba să derivăm. Rolul derivatei este un esențial în studiul unei funcții. Eu vreau acum să studiez funcția asta, adică să văd cum se comportă y-ii aceștia. Să am informații cât mai multe despre modul în care evoluează y-ii când x și prim de la minus infinit la plus infinit. De aceea, aș vrea să văd cum se comportă x-ii, cum se comportă y când x se duc spre minus infinit. De ce face limita la minus infinit? Deci zicem, limita la plus minus infinit e vorba de asimptotele orizontale. Da. Amintești? Deci asimptota orizontală. Pentru asta facem limită pentru x tinde. Limită pentru x tinde la plus infinit. Hai să zicem la minus infinit mai întâi. La minus infinit. Din modul din x
e la 1 pe x minus 2 și ar face cât? Modul de minus pe... infinit. Da. Ori e la 1 pe... E la 1 pe... x minus 2 pe infinit. Pe infinit. Pe minus infinit, da? Minus 2. X-ul din la minus infinit. Și egal cu modul din minus infinit facem infinit. Ori e la... E la 0. 1 pe infinit face 0. E la 0. Care e la 0 face 1. Și face infinit. Deci când x-ii se duc la minus infinit, y-ii, și aici o să punem, fac plus infinit. La plus infinit va face același lucru, simțim, nu? Tot plus infinit, că nu s-a modificat cu nimic. Da. Poate ar fi interesant să explicăm, datorită prezenței modulului ăsta, să explicăm funcția. Deci f de x ar arăta așa. F de x egal cu acolo. Egal cu de partea pozitivă, când asta e pozitivă, adică egal cu x, e la 1 pe x minus 2. X-ul e la 1 pe x minus 2. E la 1 pe x minus 2. Când x mai mare, egal ca 0. Da. Și egal cu y, minus x, e la 1 pe x minus 2. Când x mai mic ca 0. Dar știi că noi trebuie să și dăm pe 2 deoparte. 2 se află aici, la 0 încolo. Deci o să spunem, x aparține intervalului închis de la 0 la plus infinit, minus mulțimea formată din elementul 2. Așa e bine să spunem. Pe minus infinit 0 și 2 aflându-se aici, altfel s-ar spune de la 0 până la 2, reunit cu 2 plus infinit. Dar dacă l-am scos pe 2, tot atât de bine. Și aici x mai mic ca 0, înseamnă că x aparține la minus infinit până la 0 deschis, că am închis mai sus. Așa arată funcția f de x explicitată. Am văzut că limita la plus minus infinit este infinit. Înseamnă că nu am asimptotă orizontală, dar ce limita la plus minus infinit mi-a dat infinit, rezultă că nu există. Da? Nu există asimptotă orizontală. Dacă dădea valoare finită, spuneam că am asimptotă orizontală. Așa spun că nu există asimptotă orizontală. Atunci există pericol să am oblică. Și de ce mă ocup de asimptota oblică? Era vorba de y egal cu mx plus n. Y egal cu mx plus n. Unde m era egală cu limită pentru x din de la plus minus infinit, dacă e cazul, din f de x pe x, iar m este egal cu limită pentru x din de la plus minus infinit, f de x minus mx. Așa că eu am două variante. O expresie am la plus infinit și alta am la minus infinit. Deci trebuie să mă ocup de cele două, mult mai explicitării. Da? Și o să spun M1 egal cu limită pentru x de la minus infinit din f de x pe x și egal cu limită pentru x de la minus infinit din expresia f de x pe x, dar f de x modul din x la minus, este asta, la minus infinit. Da. Minus x. Din minus x e la 1 pe x minus 2 supra x și x cu x simplifică și egal cu limită din minus e la 1 pe x minus 2 urmă, da? Da. Și care, când trecem la limită, face 1 pe infinit face 0, e la 0 face 1, minus 1. Iată că M1 este U minus 1. N1 egal cu limită X din de la minus infinit din F de X minus MX.
minus M1X. Da. Concret. Da? Și egal cu limită. X de la minus infinit din f de x-ul pe care am găsit-o. Da. O avem. Minus x e la. Da? Minus x ori e la 1 pe x minus 2. Aceea despre varianta. Da, minus. Spre minus infinit. Minus. Minus 1 este la plus 1. Plus 1. Plus x la fiță. Da. Și egal mai departe, zicem egal cu limită x din de la minus infinit din, putem scoate un x în factor comun. Da. X pe lângă minus e la 1 pe x. X pe lângă, sau minus x, da? Da. Cum să zicem? 1 minus e la 1 pe x minus 2. Că dacă scoatem x, acolo se rămână 1 și facem 1 minus e la 1 pe x minus 2. Dacă scoatem x, vine 1 minus e la 1 pe x minus 2. Asta ar fi, da? Și dacă înlocuiesc... cât ar face aici? X. Adică minus infinit. Pentru că 1 pe minus infinit face, e la 0. Da? 1 minus e la 0. E la 0 e 1. 1 minus 1 e 0. 1 minus infinit... infinit ori 0. 0. Și infinit ori 0 părerea să facă sens. E nedeterminat. Sigur, da. Deci infinit ori 0. E minus infinit, e așa. Ei, minus infinit ori 0, da. Tot operații fără sens asta. Și cum facem acum? Avem operații fără sens. Ia limita fundamentală cu ei. Cum era aceea? Mai ții minte? Erau de... nu. Erau de x minus... 1 plus... erau de x... limită pentru x timp de la x0 din... e la u de x, parcă zis, da. Minus 1 supra u de x, da. Face 1, dacă și numai dacă u de x ăla, expresia aceea u de x, timp de la 0. Da. Ca să fie e la ceva, e la 0, 1, 1 minus 1, 0 pe 0. Zero. Și acum noi suntem, dacă scotem chiar minusul în față, era e la ceva minus 1. Da. Hai să scoatem. Deci egal mai departe cu limită pentru x timp de la minus infinit din minus x ori pe lângă e la, e la x minus 2 minus 1 totul supra punem noi acum supra exact u de x, da. Adică expresia aceea 1 pe x minus 2 înmulțit aici cu 1 pe x minus 2 ca simplifice. Da. Și atunci, la toată povestea asta, cât este așa? Este 1. Și va face egal mai departe cu limită pentru x timp de la minus infinit, minus infinit din minus x supra x minus 2. Și din la infinit, cum se face limita asta? Scoate factor forțat. Este limită pentru x timp. Așa. Minus x supra x lângă 1 minus 2 pe x și va fi minus 1 pe, minus 1. X pe lângă 1 minus 2 pe x, ai zis bine. X cu x se face minus 1. Și atât, fiindcă am două sunt valori finite, înseamnă că am o asimptotă oblică spre minus infinit. Da? Deci, spunem, domnul profesor, e 10 25. Am eu oprit, da? Y egal cu minus x minus 1 spre minus infinit. Deci y egal cu minus x minus 1 spre minus infinit. Și spre plus infinit se găsește și pe urmă, da. Continuitate, derivabilitate, continuitatea s-ar pune în punctul 1, după în punctul 0, aici este trecerea. Și derivabilitate, deci este o chestiune foarte interesantă, se studiază tot. Așa trebuie să ajungem să studiem toate lucrurile. Tot ce s-a avut din urmă va fi folosit acum în la spinal. Da. Da? Studiul unei funcții. Ne oprim aici. La revedere, dragilor! Ne oprim.